Fecha. Gata, mă. Cu asta filmăm, ești nebun? Hai, înghege-te. Asta nu mai contează ce îmi dau băieții, stai că ne dau ei, că facem, că dregem. Dă-te, mă, încolo. Cu asta faci review azi. Haide, dă-te. Uite cât de tare e aici, cu miliarde de lumini și cu asta filmăm și tragem și lanși control și 3600 și 638 de cai și pe toate butoanele. Salut, băieți! Salut! Mașina pe care trebuie să o filmați voi este un Renault Megane. Nu este aceasta. Ok. Te rog. Megane. Am zis că facem de-astea de buget și așa, dar oricum pe asta tot o pornesc și tragem un șpanet, adică Sport Plus. Măcar să auzim un pic. Ta-da! Am vrut să facem tot felul de surprize, să nu știți ce mașină filmăm. E, uite că este Renault Megane 1.5 DCI. Și de ce este Renault Megane 1.5 DCI și de ce n-am filmat cu AMG-ul GT, vă explic acum cât pot eu de repede, că timpul este foarte limitat la aceste review-uri. Păi, unul la mână. Țiriac autorulate aduce mașini la comandă. Deci dacă voi vedeți o mașină pe internet, undeva în lume, țiriac autorulate poate să vă aducă, să vă finanțeze și așa mai departe, lucruri care s-a întâmplat și cu acel AMG GT. N-aveam cum să filmăm o mașină care era deja vândută sau adusă la comandă. Și atunci, din cauza asta, n-am filmat-o. Nu că n-am avea fețe de AMG GT și trebuie să filmăm Renault Megane. Asta am făcut așa, ca să fie un pic mai funny. Dar Renault Megane 1.5 DCI este aici la un review de mașină second hand pentru că eu am considerat că vouă nu vă plac mașinile scumpe și că nu învățați nimic util din review-urile mașinilor scumpe, cum ar fi GLS, de exemplu, prima GLS, prima mașină intervievată aici. Așa că, dacă aveți niște mașini preferate sau niște curiozități ale unor mașini, vă rog, lăsați-ne în comentarii ce mașini ați vrea voi să filmăm de la Țiriac Autorulate. Trecând peste acest intro, explicație și așa mai departe, ta-da! Avem această cheie care nu este briceag, este o cheie normală de Renault Megane 1.5 DCI. După cum vedeți, splendida lui față, cu farurile care sunt dotate cu lupe, nu au xenon din fabrică, dar putem să-i punem după aia, că dacă are lupă e mișto. Viața e simplă, proiectoare Renault Megane, negru lucios, crom, tot ce trebuie în față. Tot ce pot să vă spun este că 100% este un motor economic, pentru că știu eu că o fostă soacră de-a mea, în acum mulți ani de zile, avea un Renault Megane vechi cu un motor 1.5 DCI care consuma extraordinar de puțin. Dar hai să-l vedem cum arată măcar. Mă duc să deschid capota. Destul de intuitiv mânerul de deschis capota, pentru că și asta contează. Ia să vedem unde e. Unde e? Asta nu mai e intuitiv. Mi-a căzut și cheia. Am să o bag în... Băi! Alo! Era acolo în spatele camerei. Din dreapta. Ce faci, miști? Stânga? Păi sunt dreapta, mă! Cealaltă dreapta, am înțeles. Da, din punctul meu de vedere, este foarte important atunci când te urci în mașini să fie totul foarte intuitiv. Atât deschisul de capotă. Da, mă, ăsta era, l-am văzut și eu. Ăsta era, mă, frate. L-am văzut și eu, dar nu-l nimerea. Mersi frumos, am asistentele mele de aici, de la Țiriac Autorulate. Băi, cred că lipsește un capac de aici. Eu așa cred, dar nu contează. L-am dat special jos ca să vă arătăm cum arată motorul fără capac. Capacul ăla de design, care nu are niciun rol în general. Bun, acesta este magnificul motor 1.5 DCI, care consumă extraordinar de puțin. Nu știu să vă spun datele lor specificate în fișa tehnică a mașinii din fabricație, dar vă spun eu din propria experiență că e undeva la 5% consumul ei mixt. Și putem să discutăm aici de consumul și să vă explic, nu că știu deștept, dar să vă explic că aceste consumuri care sunt date de fabricant sunt făcute după o fișă tehnică în
într-un mediu controlat, adică închis pe dyno și toată lumea face consumurile astea, deci nu sunt consumuri în viața reală, pentru că dacă ar fi fost în viața reală, probabil toți producătorii și-ar fi făcut consumul la vale, cu mașina scoasă din viteză sau o frână de motor sau așa și pe dincolo. De aia sunt niște consumuri, nu știu, de relevanță, așa, nu știu cum să îi spun. Probabil veți scoate consumuri mai mari sau mai mici dacă vă întoarceți la Brașov. Ați observat că tot timpul când vă întoarceți la Brașov mașina consumă mai puțin, că e la vale, gen? Poate că n-ați observat, dar mare atenție, Renault are amortizor la capotă. Un punct în plus? N-am ce să zic. Are un punct în minus de aici cu clapeta și cu amortizorul, stăm la pace. Hai să vedem în interior. Sau nu, iartă-mă că mă grăbesc. Nu știu de ce mă grăbesc, că mașina asta merită toată atenția noastră. Să vorbim despre acest sublim lateral de limuzină. În culoarea alb metalizat. Mare atenție, probabil că mulți dintre voi de pe canapea ați fi zis: ce-i mă, mașina asta ieftină albă așa? E alb metalizat cu metre, nu e alb simplu. Și avem un lateral extraordinar, echipat cu niște anvelope Goodyear de 17, cred, sper. N-am apucat să mă uit. Da, am nimerit, sunt de 16. Bravo, Daniele, ce ochi de șoim! Bun, așa arată lateralul, o să mai vedeți cadre cu mașina și în mers, culmea. Ne mutăm la interior. Dacă suntem la interior, începem cu fața de ușă a șoferului, unde avem funcțiile pentru oglinzile retrovizoare de pe uși stânga-dreapta, putem să reglăm electric, geamurile electrice față plus spate, plus butonul de blocare al geamului... al geamurilor spate pentru copii. Avem acest volan care este îmbrăcat în piele și multifuncțional, cu mai puține butoane, mai omenești, ca să zicem așa, nu mi se mai pare o sumedenie de butoane aici să mă sperii. Aș căuta butonul de lumini, că așa m-am obișnuit eu aici să caut, dar nu, la Renault luminile se aprinde pe maneta asta, adică poziția și faza scurtă și ceața și funcția de automat și totul avem pe maneta din stânga, plus semnalizările, faza lungă și așa mai departe, iar pe maneta din dreapta avem ștergătoarele care sunt cu senzor, bineînțeles, și treptele de viteză. Bun, aici pe stânga, așa cum eram eu obișnuit, avem reglajul luminilor, înălțimii farurilor și deschis de bușon de benzină și deschis de portbagaj. Bun, toate lucrurile astea sunt automate prin arcuri. Nu au vreun motoraș electric sau așa mai departe, dar nici nu ne trebuie, pentru că mașina asta este o mașină... Ai... N-aș vrea să o jignesc, să spun că ea e ieftină. Ea nu e ieftină, e accesibilă pentru o gamă mai largă de oameni. Vă spuneam că volanul e multifuncțional îmbrăcat în piele. Avem aici frâna de mână pe vechi, ceea ce noi apreciem, pentru că iarna putem să o folosim în zăpadă. 1, 2, 3, frâna de mână, băieți. Lucru care la alte mașini nu se mai poate, pentru că vin cu acea frână de mână electronică. Eu nu pot să cred că aici... am ceva care e legat de pilot automat. Nu pot să cred, dar rămâne să vedem în timpul mersului. Nu pot să înțeleg de ce e butonul ăsta aici, dar în sfârșit, cutia de viteză automat, scaune încălzite, funcțiile pentru... Știți ce fac acum? Foarte puțin o să știți ce fac acum. Când am pornit ăsta, ai filmat ce s-a prins aici? Ai filmat, nu? Când am pornit ăsta, mi-am adus în minte de sunetul produs. N-am avut niciodată, că eu m-am născut răsfățat și am avut 286, dar am avut prieteni care au avut HC90. Probabil că mulți dintre voi o să vă întrebați și o să zic, ce e ăla HC90? Bă, HC90 era un calculator românesc, dacă nu mă înșel, care mergea cu casete audio, da? Casete audio din alea de muzică, băgai acolo și se auzea... Gen sunetul ăla de la conectare la internet, când era dial-up și așteptam toți ora 10 ca să fie 20 de lei ora. Eu cu ăia vorbesc în emisiunile astea, dar în sfârșit ne putem distra și cu ăia mici. Da, așa arăta HC90 și trebuia să ascunzi niște sunete ca să-ți dai seama când trebuie să pui stop, ca să dai play, ca să înceapă jocul. Lucru pe care nu l-am înțeles niciodată, cum aveau băieții ăștia talentul ăsta de a găsi sunetul care trebuie în sfârșit. Deci grafica, din punctul meu de vedere, e de acolo, probabil se poate schimba culoarea, dar nici nu mi-am dat seama, mașina asta are touchscreen. Mă, mare atenție, ecranul ăsta de HC are touchscreen.
nu știu ce e Global Score ăsta, dar mașina ne arată aici niște lucruri cu scoruri, cu Global Score și așa, toate lucrurile astea pe care noi nu le știm despre Renault, suntem de acord și vă lăsăm să ni le spuneți în comentariile, în comentariile clipului. Vom mai vorbi de toate funcțiile astea pe care mașina asta știe să le facă aici, cu parking assistance și așa mai departe, senzorii de parcare, ne alegem cum se audă mai tare, mai încet, mai sound alert, on, off, putem să facem tot felul de lucruri care, na, sunt în avantajul mașinii din punctul meu de vedere, să poți să-ți reglezi, să-ți personalizezi tu cum vrei totul. Și avem așa 4,6 consum, v-am zis 5, consumul este de 2120 de km neresetat cu viteză de 40,3 km la oră, deci na, aici ne învață cum să conducem eco, are și eticheta de aia ca frigiderul. Am intrat iar aici în onboard computer, presiunea pneuri se face în mers pentru că este prin senzorii de ABS, nu prin valve separate. Funcțiile pentru climatronic, suficient de ușor de citit și de folosit. Avem aici o funcție eco care cred că este pentru condus, funcția start-stop a motorului la semafor, două USB-uri și locaj de brichetă pentru fumători, două locuri de pahare și această cotieră reglabilă care se și deschide și are un spațiu de depozitare aici. Generos, n-aș vrea să spun destul de generos, torpedoul sau compartimentul pentru mânuși, cum le spune oamenii, calitatea materialelor în interior imită și carbonul, la un moment dat partea de jos a bordului este pentru unghiuțe, fața de ușă mă surprinde, partea de sus a ei este dintr-un material relativ moale, partea de jos, cum știți, unghiile tăiate de băieți care nu și le pilesc sunt cele mai bune de făcut pe aceste materiale. Oglinda retrovizoare interioară cu sistem manual antiorbire, de când am mai văzut întotdeauna. Probabil că mulți dintre voi nici nu știți că există varianta asta, deci când dai în jos nu te mai orbesc că ea din spate. Puteți să încercați și la mașinile voastre, dacă aveți această opțiune. Testul de mașină n-am aici amâner, dar l-am aici, o să-l facem în spate. Parasolarele cu fără iluminare. Ce-mi plac asta. Da, așa, suportul de pahare v-am spus. Mergem în spate să verificăm și locurile de acolo. Ați văzut cum stau aici, da? Ați văzut că stau corect, ok? Scaunele îmi plac și designul și cum mă simt în ele. N-am nimic de obiectat, mai ales că eu sunt și cârcotaș. E voilà, iată-mă în spate. Băi, când am văzut mașina de afară, poate că e albă, poate că nu știu, mie mi s-a părut. Zic, da mă, dar o să avem loc în ea. Bă, nu mă impresionează, jur. Nu mă impresionează. Într-adevăr, mi-o și forțez cu scaunul în față, adică stau bine. Aș putea să mă mai strâng dacă aș fi șofer de Uber și să stea ăștia super bine, să lase tips în gândul meu, știi? Dar aici am două, hai, trei degete până la scaunul în față, care are o șamăluță pe el aici în partea din spate, destul de decentă, măcar e și un fermoar, deci, na, în sfârșit, probabil că da, nu contează. Are acest buzunar pentru depozitare. Na, stau, la cap mai am un deget, la picioare mai am două degete. În sfârșit, butonul pentru deschiderea ușilor, butonul pentru deschiderea geamului electric, descuiatul de ușă. Să nu trântesc, îl deranjez pe Marius în așa. Și avem și acest decor de carbon wannabe. Mare atenție că ușile din spate nu mai sunt moi cum sunt ușile din față. Am văzut că foarte mulți producători fac chestia asta. Unele mașini vin cu niște scaune și cu niște fețe de uși în față și în spate e altă mașină, mai pun și geamuri negre, nu se vede, nici nu contează că voi luați mașina pentru voi, nu pentru aia care stau în spate. Ce... era să zic căcat. Așa, bun. Cotiera nu există. Nu există, dar avem centuri în spate și ISOFIX pentru copil. Deci avem ISOFIX, două, punem pac centuri, avem guri de ventilație în spate, putem să le oprim și să le pornim. Nu-mi place la Renault că au folosit acest mini punctuleț ca să-ți dai seama unde e închis, oprit, în sfârșit, na, ce să facem, sunt eu pretențios, v-am spus, din punctul meu de vedere, nu e panică că dacă n-avem cotieră și vreți să ajungeți în portbagaj, putem să rabatăm bancheta, care e 2 cu 1, deci e mega decent. Să vin pe aici, vrei? Da, vin pe aici, deci portbagajul este foarte încăpător, din punctul meu de vedere, am făcut asta pentru că nu are ușița aceea la cotieră și dacă sunt domnișoarele care se află într-un Renault Megane în spate și au de luat ceva, niște sticks-uri din portbagaj, și puteți să le rabatați bancheta și să intre foarte ușor, chiar și în timpul mersului. Nu v-aș recomanda, dar se poate face așa.
portbagajul are, are ceva litri. Stai câte să-i măsori, că nu știu câți are. Eu la școală am învățat că portbagajul are 503 litri. Acum s-au schimbat lucrurile, că ne uităm pe internet și problema e că pe internet sunt atât de multe surse încât nu mai știm care e sursa reală. Sunt 503, sunt 504, sunt 507. Dacă voi ați pus găleți cu litri în portbagaj și le-ați numărat, coment la noi să ne spuneți câți litri are portbagajul. Are 503 din punctul nostru de vedere. N-am avut geanta și nici căruciorul, m-am băgat eu. Asta e ce nu face omul pentru bani. Da, îmi place că se deschide din emblema Renault, din mijloc. Mi se pare ingenios. Nu pot să spun că ei au inventat apa caldă, dar arată ok. Și că arcul ăsta este destul de puternic încât îmi deschide portbagajul așa cum trebuie. La nevoie se închide decent, nu se suge nimeni. E o mașină de oameni, de ce nu stăm să sugem uși, portiere și așa mai departe? Vreau să văd cum merge, pentru că eu știu cum mergea acel Renault 1.5 de cei. Era o mașină decentă pentru oameni onești. Oameni care găsesc 10.000 de euro pe jos și se duc și predau la poliție. Asta e. Iată-mă, la volanul bolidului Renault Megane 1.5 DCI. Nu vă spun cât costă mașina, vă spun că are 16.286 de kilometri. Este din 2019. Și vă spun mai încolo cât costă. Da, semnalul. Sunetul semnalului ar putea să nu existe. Știu că pot să mi-l reglez de aici din sistem. De undeva? Din sistem. Nu cred că am umblat aici vreodată, dar în sfârșit ai, uite, toate lucrurile de reglat, de făcut, de nu știu ce. Asta îmi place. Asta îmi place la Renault, că uite, poți să reglezi tot felul de chestii. Na. Când ești mai cârcotaș, ești mai, nu știu, mofturos, ești mai nu știu ce, poți să reglezi. Nu poți să reglezi grafica, din punctul meu de vedere. Nu poți să reglezi butoanele astea cromate, mici și înghesuite. Și așa sunt ele în viața lor, dar repet, nu trebuie să-mi placă mie mașina, pentru că mașina asta e pentru niște oameni. M-a surprins, Maiuse, vezi ce bine că ți-ai închis ghiozdanul? Că asta cu 115 cai, vezi că nu știi când te ia aici, nebun, nu știi când intră turbina, vorba aia. E o mașină care are, v-am spus, 16.000 de kilometri, nu, mai mult ca sigur nu prezintă nicio problemă de ordin tehnic. Mașina este modul drive, știu că am o funcție de eco aici. Uite, m-am mai pus o frunză la, eram sigur că mai pun o frunză la asta. Și acum, când am luat-o, mi-a rămas, nu? Mi-a dat niște roți din sate acolo, adică ce să înțeleg, sunt reductor? Merg la off-road acum, dacă vreau. În sfârșit, ceasurile analog, așa cum le știm, cu un afișaj aici pe mijloc. Aoleu, butoanele astea nu sunt butoane, trebuie să dau de switch-urile astea în sus și în jos. Da, nu e deranjant, e ok, decât haptic. Mi-a zis un băiat, știi butoanele alea de ziceai tu de ele care sunt cu touchscreen, se numesc haptic. Haptic. Mișto, vreau. Dar eu le aștept pe alea de la BMW care o să fie proiectate așa și o să trimită un impuls de curent. În sfârșit, n-are nicio rost să discutăm despre lucrurile astea, pentru că noi suntem într-o Renault Megane, o mașină corectă și decentă, în care avem dezaburire față, dezaburire lunetă, funcția eco, scaunele încălzite, două USB-uri. De ce n-am făcut dreapta, Daniele? De ce n-ai făcut dreapta, mă? Pentru că mă concentrez să fac mai multe lucruri deodată și nu pot. Atâta poate creierul meu să facă treaba asta. Avem consumul instant. Nu știu cum am făcut de-am ajuns la el, dar consumul mediu, așa cum v-am arătat, în 3.000 sau 2.500 de kilometri, este 4.6. Este o mașină foarte economică. V-am spus că ador frâna asta de mână. Tot încerc să descopăr ce face butonul ăsta. Probabil că funcționează doar în mers sau cumva, cândva. În sfârșit, scaunele v-am spus că îmi plac ca și design și cum mă simt în ele, este ok. Am și un reglaj pe înălțime. Am descoperit acum, culmea, uite bă ce s-a lăsat scaunul, deci deja trebuie să vin mai în față. Poate că dacă îl lăsam mai jos de data trecută, era și mai mult loc în spatele meu. Tot în premieră vreau să vă anunț aici la mijlocul clipului că ne gândim să facem un canal special pentru review-urile de mașini second hand și mașinile noi și să-l păstrăm pe ăsta Stax pentru evenimente și mașini modificate. Vă aștept părerea în comentariile la acest clip. Mam, am crezut că am clapete aici, dar n-am. Am controlul pentru radio și CD. Îl vedeți? Voi reuși să-l vedeți? E aici jos, e aici, în spatele volanului. Avem aici, schimbăm posturile, dăm mai tare, mai încet. Când te obișnuiești cu el, e chiar util. Doar că nu mai e pe volan. Idee bună, o idee rea, asta rămâne să ne spuneți voi. Și să ne spuneți voi de cât timp conduceți Renault Megane și cum a rezistat până acum, cum s-a prezentat. Să facem și testul de mașină bună.
testul de mașină bun. Acum toți au mânere din astea. Toți au mânere de astea, dar nu au semnalizarea lăsată poziție doar pe o parte atunci când lași mașina și scoți cheia din contact. Aia e altă discuție. Kickdown, frate. E ca și cum n-am făcut nimic. Nu s-a întâmplat nimic. Adică ce? Adică că am apăsat pedala la fund sau puțin, n-am apăsat la jumate, mașina același lucru face. Eu, slab, eram în funcția eco. Normal că mașina nu mai accelerează. Pentru că merge economic. Merge atât de economic încât nici măcar nu poluează. Sau poluează mai puțin. Da, acum accelerez. Ia vezi, mă. Ia vezi, mă, tată. N-am loc, îi dădeam și a doua vorba. Merge un Megane, schimba aproape la 5.000. Nu te pui, e cutia nebună. Ce voiam eu să vă spun vouă este că am descoperit faptul că aici la butoanele astea de combina, la climă, dacă dau cu degetul așa, e cu touchscreen, ești nebun la partea de ventilație. Bă, frate, au nebunii băieții ăștia de la Renault, cuvântul meu. Adică nu înțelegeam, îmi dau cu degetul, zic, ce face asta, bă, și brrrr, zic, bă, ești nebun. Ia uite, acum vreau mai încet, că nu mă aud, nu mă aud cu oamenii. Da, iarăși mi se pare super tare descoperitul ăsta de mașină și de făcut review așa la prima vedere. Mi se pare funny și sper să mi se pare și vouă. Legat de preț, că v-am promis că vă zic de preț. Prețul mașinii este de 14.600 de euro TVA inclus. Mașina la 16.290 de euro. Putem să comentăm în comentarii, vorba aici la YouTube. Putem să comentăm cum ni se pare nouă prețul. Ni se pare mare, ni se pare mic, ni se pare corect, ni se pare exagerat de mare și așa mai departe, dar mare atenție, vă rog să comparăm mere cu mere, nu mere cu pere, nu discuții fără rost, nu mașini, a, stai mă, pe aia, pe Autovit am văzut-o eu, e 12.000. E 12.000, dar nu are garanție oferită de la Țiriac, autorul AT. Nu ai certitudinea că mașinile astea sunt verificate și au kilometri corecți. Oamenii nu pleacă nicăieri de aici. Mai ales dacă ești dintr-unul din orașele în care oamenii ăștia au dealeri, mașina poate fi livrată acolo. Deci, o grămadă de avantaje. Probabil că și prețul trebuie să reflecte chestia asta. Nu putem să obținem aceleași lucruri cu aceiași bani. Nu s-a inventat. De asta zic, dacă țineți morțiși, să zic așa, puteți să ne... să ne lăsați în comentarii și să ne spuneți, dom'le, stai puțin, la noi Megane-ul e 10.000 și are 3.000 de kilometri și are și mai multe dotări și vă și garantez și vă și fac și vă și trec. Adică mare atenție, luați toate aceste aspecte în calcul, parchez, fii atent, vreau să văd cum e. Ăla a fost un sunet de... nu cred, nu, stai puțin. Eu nu cred că ăla a fost un sunet de senzor, zici că am lovit mașina, nu? Trebuie să audem boxa de aici? Pentru că aici e obstacolul, înțeleg, da. Da, ciudată senzație, dar mare atenție la Renault, putem să reglăm acolo sunetele mai tare, mai încet, mai nu știu cum, mai unde să se audă, mai cum să nu se audă, să semnalizeze. Acesta a fost review-ul pentru Renault Megane 1.5 DCI 2019 la 16.291 de kilometri la fantasticul preț de 14.600 TVA inclus, unde vorbiți cu băieții și le ziceți că ați văzut review-ul la Stax și poate mai găsesc o variantă. Nu uitați să ne spuneți ce mașini vreți să filmăm. Nu uitați să ne spuneți dacă am fost buni sau mai puțin buni cu like și dislike acolo la clip. Subscribe sau urmărește pentru toată lumea ca să vedeți de fiecare dată când postăm ceva. Și în rest ne vedem când ne întâlnim.